Râul Strei din Hunedoara a devenit una dintre cele mai riscante ape curgătoare ale României. În trecut făcea victime și pagube atunci când ploile îi umflau albia, însă în ultimii ani amenajările hidrotehnice de pe cursul inferior au dat naștere unor evenimente dramatice. În anul 1989, ultimul an al regimului Ceaușescu, statul român a demarat lucrările la acumularea hidroenergetică Strei, o investiție menită să transforme Streiul, unul dintre cele mai sălbatice râuri din România, într-un mare producător de energie. Proiectul viza construcția pe un sector de circa 30 de kilometri dintre Hațeg și Simeria Veche a 7 hidrocentrale, cu 4 lacuri de acumulare, canale de fugă și o putere instalată totală de 84 MW. Până în 2019, râul a fost amenajat pe tronsonul Hațeg, Bretea Streiului. În acest timp au fost realizate primele 3 hidrocentrale dotate fiecare cu câte 2 turbine, de la Subcetatea, Plop și Bretea Streiului. Statul român a renunțat la construcția celorlalte 4 hidrocentrale propuse în proiectul inițial. Hidrocentralele cu mai multe canale de fugă și lacuri de acumulare au modificat atât vechea înfățișare a Streiului, cât și debitul acestuia. Adesea, în timpul activităților hidrotehnice de pe sectorul Bretea Streiului Hațeg, volumul râului crește brusc, chiar insulițele din mijlocul său sunt înghițite de apă. Au fost numeroase cazuri de-a lungul timpului în care oamenii veniți să se relaxeze pe insulițele din Strei au cerut ajutorul autorităților după ce au rămas izolați în mijlocul râului, odată cu creșterea bruscă a nivelului apelor. De asemenea, și alte familii venite să se relaxeze pe malurile și insulițele de pe Strei, accesibile în mod normal, au trecut prin situații dramatice în timpul deversărilor din lacurile de acumulare. Creșterea nivelului apei are loc de obicei seara, iar unii localnici cunosc acest lucru și își iau măsurile de precauție, alții sunt luați pe nepregătite. În ultimii ani, râul Strei din Hunedoara a făcut mai multe victime. Unii localnici au murit înecați în canalele de derivație a hidrocentralelor, iar alții au pierit luați de apele învolburate după ce veniseră la scăldat.